Un deputat liberal cere desființarea AU. Pur și simplu. Alexandru Muraru a extins plângerile penale pe care le depusese în numele copreședinților AUR, George Simion și Claudiu Târziu. Haideți să-l ascultăm pe domnul Muraru. Instituțiile statului trebuie să răspundă dacă această formațiune, acest partid AUR, este o amenințare la adresa ordinii constituționale a României și pe care de consecință e nevoie de activarea din legea mecanismului pentru scoaterea în afara sa. După atacul asupra Parlamentului, de acum câteva săptămâni, practic sunt în legătură cu organele competente și am extins în aceste zile plângerile penale la adresa copreședinților AUR, Claudiu Târziu și George Simion, pentru diverse fapte penale pe care le-am încadrat în plângerile mele. Domnul Simion, bine discutabil, după părerea mea, sunteți omul politic al anului trecut, ați dus partidul pe care l-ați fondat pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație. Sunteți peste Partidul Național Liberal. Asta e soluția, să vă oprească, să vă interzică prin lege, să vă înhotărăși, judecătorească și eventual să vă ia cu miliția? Domnul Ciutacu, sunt uluit. Eu speram ca medicamentele pe care i-am trimis domnului Muraru să-și producă efecte, nu să-i înrăutățească boala. Acum, păi spuneți-le și telespectatorilor noștri ce medicamente ați trimis și de ce domnului Muraru, că sunt curios. Iaz de PAM, distonocal, nu mai facem reclame la diferite medicamente, dar din categoria aceasta. Din gama barbituricelor, să le zicem, nu? Corect, bravo, bravo. Ei, domnul Muraru nici nu-și dă seama de ce face, că e în plină uzurpare a calităților oficiale. Dumnealui înțeleg că ne-a făcut acea plângere în calitatea lui de responsabil al guvernului pentru chestiuni care țin de memoria Holocaustului. Da, este consilier onorific al premierului în privința... Are, deci nu ca și parlamentar. Așa. A făcut același lucru și pe la niște formațiuni europene în urmă cu ceva timp. Așa că din acest război al plângerilor penale, cred că noi o să ieșim câștigați, pentru că o să-i facem o plângere și dumnealui, dacă e pe partire așa, să facem o plângere, zic, și PNL-ului, pentru că nu a respectat promisiunile electorale făcute românilor. Asta e mult mai grav decât invențiile și aberațiile domnului Muraru. Stați un pic, totuși o acuzație de legionarism și neofascism, neonazism este extrem de gravă. Dar întrebarea mea este, pe ce se bazează concret? Păi, eu cred că ducem derizoriu memoria Holocaustului și tot ce ține de această luptă care trebuie dusă, negreșit, lupta pentru memorie, lupta pentru memoria Holocaustului, pentru crimele comunismului și așa mai departe. Tot ce ține de această istorie trebuie încadrată la istoria națională, cu bune și cu rele, domnul Ciutacu. Dar acest domn e speriat de fapt de avântul pe care AUR l-a luat în sondaje. Suntem a doua forță politică, am depășit de mult PNL-ul și sper domnul Ionaș să mai facă și ultimele măsurători, că i-a pus cam sus pe liberali. Și să vedem ce zic, într-adevăr, organele statului român. Eu am colaborat bine de fiecare dată și cu jandarmeria, și cu poliția, și cu procurorii, și cu judecătorii. Acum n-aș vrea să cred că fratele domnului Muraru, care este ambasador în Statele Unite, a primit alte ordine și justiția din România o să funcționeze nu după legile din România, ci după alte legi. Domnul Simion, se vorbește în declarația publică a domnului Muraru despre asaltul asupra Parlamentului. Aoleu! Așa ce? Scrie, așa ce citim. Asta, domnul Ciutacu, dacă nu eram eu să scot oamenii pașnici să nu se întâmple nimic, eu cred că erau câțiva parlamentari grav avariați acolo, prin curte. Păi și dădus cine a dus, nu tot dumneavoastră, că n-au venit singuri așa de capul lor. Nu știu, am văzut jandarmeria deschizând larg porțile, dar important este că am obținut un protest pașnic și că nu au fost violente fizice și că s-a lămurit totul, inclusiv parlamentarii care au avut mașinile strânse, l-au dus la spălătorie și s-a curățat, nu mai e nicio
problema. Acum, ce asalturi visează domnul Muraru noaptea, v-am zis, să stai tras clinic deja. Domnul Simion, serios vorbind, vă e teamă că la un moment dat, pe fondul întețirii acestor acuzații de lucruri grave, repet, neofascismul și legionarismul, la această oră sunt ușor interzise până lege, ca să zic așa. Vă e teamă că vine ăștia să vă salte de acasă? Că la târziu au trimis jandarmii să-i înmâneze amenda în plic. De mine le e frică un pic, nu? Și, dar mie nu mi-e frică de ei. Am trecut prin fel de fel de înscenări, de plastografii. Nu, mi-e frică. Sunt turbate forțele astea globaliste, eu le mai zic și sataniste, că n-au cum să ne reducă la tăcere și că poporul român nu mai este așa ușor de păcălit cum îl păcăleau în anii 90 sau cum l-au păcălit în anul 2000 ca să-l voteze pe Ion Ilie Ciliescu. Așa că noi mergem mai departe, nu avem nicio problemă, AUR va continua să crească spre disperarea acestor... Noi iar începem să intrăm în bâlciul ăsta, din păcate trebuie, iar începem, domnul Ciutacu, iar trebuie să vin săptămână de săptămână la dumneavoastră și iar trebuie să denunț toți acești impostori care ocupă funcții publice. Acțiunile de gherilă publică le veți continua, domnul Simion? Acțiuni de gherilă publică. Noi o să fim în continuare o opoziție. O opoziție reală, o opoziție vocală, pentru că în același timp ne pregătim să guvernăm. Sperăm să nu trebuiască să așteptăm până în 2024, sperăm să scăpăm de Klaus Iohannis. Am fost astăzi... Păi îmi promiteți în fiecare săptămână că scăpați de Klaus Iohannis și tot mă amăgesc, domnul Simion. Când o faceți și cum? Păi dacă n-ați semnat și dumneavoastră, domnul Ciutacu, să-l dăm jos pe www.josiohannis.ro, vin cu formularul data viitoare în emisiune, semnați și dumneavoastră și o să fie plus 1 la semnături. Veniți, domnul Simion, care e problema? Am semnat eu pentru Băsescu, nu o să semnești pentru Iohannis. Ce nu fac eu pentru democrație? Facem pauza publicitară, domnul Ciutacu, că de altfel o să vă amendeze CNA-ul, știți? Da, CNA-ul, da, o să fiu, sunt devastat de emoție, la fel ca și dumneavoastră, că vă saltă jandarmeria. Păi bun, stați un pic, dar bănesc că nu pe semnătura mea vă bazați, de-aia nu putea să introduceți în Parlamentul României acțiunea de suspendare a domnului Iohannis în vederea demiterii. Ca să o introducem în Parlamentul României, ne trebuie fie semnăturile de la USR, fie semnăturile de la PSD. Să vedem pe care le obținem mai repede, dar totodată pentru presiune publică sperăm ca în lunile ianuarie și februarie, prin campania noastră stradală și prin vizitele pe care le facem în fiecare județ. Astăzi am fost în Olt și în Dolj, am fost la Drăgășani, la Filiaș și la Craiova, o să reușim. Mâine o să mergem pe la Târgoviște și în Dâmbovița la Voinești. O să ne vedem și cu ministrul agriculturii pe o temă foarte, foarte importantă, pe cei 5 porți care pot fi crescuți în gospodărie conform faimoasa legea porcului. Pe legea porcului trebuie scoasă și trebuie lăsați românii să crească câți porți vor ei în bătătură. Păi și dumneavoastră sperați să obțineți acceptul ministrului agriculturii și un eventual sprijin politic pentru, până la urmă, abrogarea unui act normativ, că înțeleg că e în vigoare, nu? Exact. Asta sperăm noi să obținem mâine de la ministrul agriculturii. Ne vedem la ora 11 cu domnul ministru și cu specialiștii noștri din partid pe agricultură. Ușor, ușor capacităm mulți specialiști din diferite domenii să se alăture AUR. Și invităm toți telespectatorii dumneavoastră care chiar ieșiți la pensie, se pricep la diferite domenii, să vină la sediile AUR să-și ofere serviciile benevol, pentru că noi nu plătim pe nimeni, nu luăm subvenția de la stat, așa că suntem mai sărăcuți. Păi cum nu o luați? Că vă intră în conturi subvenția de la stat. Intră, dar am zis că nu o folosim la scopuri politice și nici nu am făcut asta, n-am cheltuit niciun leu. Alte partide am văzut că au folosit pentru secretare. Păi și ce faceți cu banii aia, domnul Simion? Că banii aia vin. Vrem să construim un spital, domnul Ciutacu. Vrem să construim un spital pentru că nu s-au construit... Păi nu vă dă voie legea. Vă repet de fiecare dată când ne vedem și tot insistați. Și eu insist pentru că sunt un tip insistent. 3 ani, dacă mi-a tot o să construiesc spitalul acela și tot modific legea. Trebuie modificată legea, avem un proiect. Modificați legea, nu că altfel sigur e ilegal să cheltuiți banii. Sigur că da. Facem totul conform legii. Păi ca să modificați legea, cred că trebuie să dați jos și guvernul înainte sau după Iohannis. Trebuie să vă hotărâți. Vedem ce zice domnul Ciucă. În luna ianuarie nu este activitate la Parlament și o să ne concentrăm asupra domnului Ciucă, la guvern. Da. Ai luat pe rând, așa. Când cu Ciucă, când cu Iohannis, nu?
Să vedem. Știu că are aceeași inteligență pe care a avut-o Florin Vasile Câțu, adică aproape deloc, o să pățească și domnul Ciucă ce a pățit și domnul Câțu. Simțeam că vă lipsește domnul Câțu din peisaj. Da, e pasiunea mea, domnul Câțu, trebuie să recunosc. L-ați sunat pe 1 ianuarie să-i urați la mulți ani de Sfântul Vasile? N-am avut numărul lui, din păcate, da. Poate putea să apelați la un prieten, domnul Simion.